Între timp, primele autobuze școlare din București au intrat de astăzi pe traseu la cea mai mare școală din țară, care are 2500 de elevi. Însă mulți părinți și-au adus copiii tot cu mașina, în ciuda traficului aglomerat. În cele 11 autobuze puse la dispoziție de autorități au fost doar 100 de copii, deși ar fi încăput aproape 700. Acest autobuz școlar a fost gol pe jumătate din traseu. Este ora 7:30. Acesta este primul autobuz care a plecat pe traseu la 7:05. Până acum au urcat doar 5 copii, deși, după cum se poate vedea, locuri sunt suficiente. Unii părinți au vrut să urce cu cei mici, dar regulamentul nu le permite. Pentru început să-mi dau seama și eu dacă totul e în regulă și să ajungă safe la școală. Bună, la revedere! Nu au fost elevi prea mulți nici în restul autobuzelor. Cei mai mulți părinți și-au dus copiii la școală cu mașina. În fața școlii 195 din București, coada de mașini este uriașă. În continuare, părinții preferă să vină cu copiii la școală, deși au la dispoziție autobuzul școlar. Autobuzul școlar, ați auzit de el? Da, știm. Nu vă interesează? Nu, ba da. Și? În curând, vedem. Aproape 8 ani, nu știu cât e de descurcăreaț, a mers numai cu noi cu mașina. Până acum, nu am lăsat-o să fie autonomă. Ați auzit de autobuzul școlar? Da, dar suntem în clasa 0 și încă nu. E o idee bună. Pe unii autobuzul îi deranjează. Parchează aici și a blocat tot traficul, ca un nesimțit. E autobuzul școlar. Autobuzul școlar se parcheze acolo unde are spațiu pentru oprire, da? Iar unii șoferi au mers pe sens interzis. Strada din fața școlii are sens unic de câteva săptămâni. Domnule, efectuați manevra de întoarcere. Nu înțelegeți? Este un drum cu sens unic. Nu aveți voie în direcția aia. Întoarceți vehiculul. În total, la școală au ajuns 100 de copii în 11 autobuze. Ca să-i convingă pe părinți să-i trimită pe cei mici cu autobuzul, autoritățile se gândesc să schimbe regulamentul. Mă refer la 0 și clasa 1, să acceptăm și părinții să urce în aceste autobuze. Vom informa conducerea școlii de decizia luată. Proiectul autobuzului școlar de la școala 195 este deocamdată în fază de pilot. Astfel de autobuze școlare funcționează deja în Cluj și în Timișoara. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.